It's a new day, it's a new life, we are in Kenya, yay! Yeah. Eturia Journeys. Un podcast despre vacanțe exotice. Powered by Eturia. Și când m-am întors, la mine pe masă tronau o maimuță. <laughs> și ce am mai făcut, am fost la Masai și am dansat amândouă cu Masai ah, și ne-am filmat. Ați deci de da. am ce făcut, Am făcut, bineînțeles. <laughs> Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Turia Journey. Sunt podcast de călătorii în care învățăm împreună și eu, alături de invitații mei, despre bucuria călătoriilor, a explorărilor, a descoperirilor. În studio sunt astăzi alături de două doamne excepționale. Suntem aici un triunghi vesel, ca să zic așa, Carmen Negoiță, Dana Săvuică, bine ați venit, fetelor! v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Lifestyle influencers, travel bloggers, practic toată lumea vă invidiază pentru că puteți face asta, să călătoriți de plăcere prin toată lumea, nu? Pentru asta călătoriți, de ce călătoriți? Clar de plăcere. Și adevărul este că noi mai și muncim, dar oamenii cred că noi doar ne plimbăm, pentru că evident când stai la birou nu poți să faci facturi, uh -huh. uh, plătești sau uh -huh. uh, deci, am vrut doar să vă arăt, <laughs> am vrut doar să vă arăt cum arată deva de, 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 cum e mâna mea. Uite așa arată mâna mea. Da. Are deci, prelungitor. Deci eu <laughs> sunt un mic extraterestru cu acest telefon, cu selfie stick care după cum vezi, iată el, care da. are și remote control, pentru că de multe ori mă duc singură în excursii uh, și atunci trebuie să pot să-mi fac pozele singură și videourile, așa că telefonul e cine știe pe unde și eu sunt cu remote controlul și fac poze. Sau partenera de călătorie deci, se trezește când vrea dana la da. răsărit. A dragă, când da. am plecat în Kenya prin Eturia, da. tu dormeai te întors pe partea cealaltă a pernei și tu și, tu eu am plecat, și eu am plecat să prind răsăritul și am văzut ceva extraordinar. Eram pe plajă. Și așteptam soarele să apară. It's a new day, it's a new life. We are in Kenya, yay. Și la un moment dat am văzut un domn de la serviciul de pază venind lângă mine. Good morning, ma'am. Good morning. Și stătea lângă mine, zic. Sunt ok, sunt în resort, sunt în siguranță, totul e ok. Dar el tot stătea lângă mine, știi? Și mă gândeam, zic. Ok, vreau un tip, <laughs> da, un tip, un tip, un, un ciubuc, vreau un ciubuc, ceva, nu, Doamne ferește, deci omul era, deci era lipit de mine. El era să te păzească sau ce? Da, ah. dar n-avea de cine, eu okay. de colo, da? Da, dar nu știi niciodată. Stai așa. și fix, fix, când a început soarele așa să mijească, să iasă din ocean. Da?

telefonul, înțelegi? Deci eram gen, oh, ce s-a întâmplat? Dar ele, nu știu ce, așa se trezesc ele, uh -huh. hait, așa, știi? Da, am mai văzut astfel de trezit. de mai multe da. apropo de mai ei, da. da. da, să vă povestesc ei. eu. Ajungem noi frumos în Kenya. Practic, era... eu am, mă scuzați, eu am mai vreo 30 de întrebări, am reușit, nu cred că reușesc să pun una. Te rog. Nu, deci să experiențele din Kenya. A fost prea frumos, prea frumos. Deci ajungem noi în cameră, mă dezbrac, toate lucrurile mele puteam de cald și mă duc să-mi fac un duș, dar bineînțeles, eu neștiind că prin Jur, primul lucru pe care îl faci când ai de 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 într-o destinație exotică, ce faci? Mănânci, de bei ceva. Nu! Te dezbraci? <laughs> nu! <Okay>. <laughs> la Deschizi fereastra, stralar ca să intre briza oceanului și să fâlfâie palmierii și chestii de astea păi am așa. și făcut păi. în fața geamului frumos da. deschis m-am dezbrăcat și pe care m-am să fac mm -hmm. un duș și când m-am întors la mine pe masă trona o maimuță Okay. Primul meu instinct a fost și eu cum ce fac, ce fac, mi-era frică, zic să nu, i-am mâncat din bananele mele, din fructiera mea și zic, aoleu, să nu mă duc să, mă, să se dea la mine. Și dar... Dana, ai mâncat ceva? <laughs> nu, Dana era în camera ei. Da. Și, uh, și Dana... dar instinctul meu de vlogger, mm -hmm. bineînțeles, zic că o să mă învin frica, telefonul era la încărcat. Și am luat-o pe margine tip 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 și din vârful patului filmam mai mult la mine Mâncăm. în cameră. Da. Și după care îi dau mesaj, te rog eu vino și iau o banană ca să-i aruncăm pe, da. pe, pe pe terasă, balcon, da, ca să să iasă, că, zic, mai putem. A fost foarte cool, a fost foarte. Dar cool. m-am ascuns un pic în baie pentru că ea a început să se miște prin cameră sau a urcat, mi-a desfăcut pliculețele. Dar să, de... acum pot să spun ceva? Zim. Intervin eu. Zim. Uh, eturia, de obicei, de fapt de fiecare dată, trimite turiștilor. Uite așa o chestie, da. ai o mapă în care îți spune tot ce poți să faci și, și tot ce nu poți să faci. Nu aia e, pentru că dacă citești ei că nu trebuie să deschizi fereastra în Kenya, pentru că intră da, mai multe. Da, bine, nu, tre nu trebuia să o deschizi să mă duc la baie și să las deschis totul. Mă rog, oricum. Da, a, o -a, ceva? -am... -a nimic. Do no, e, nu, nu Doar am mâncat banale și am zis, poți să iei coșu cu coșul cu totul, că e frumos. Am stat, am uh -huh. filmat -o. a fost o experiență foarte frumoasă. Uh -huh. A venit Dana la un moment dat, i-a mai aruncat un fruct, s-a dus pe terasă, l-a mâncat frumos acolo, după care a plecat. Era și rănită. Cred că de asta era ziua mea, Mare, avea pentru că avea, rănit. o, nu, avea, avea, o problemă da, la un picior. A venit o blondă. hai Săracă, da. Dar apropo de, de Kenya, pentru că este unul dintre circuitele cele mai căutate de către turiștii care aleg să meargă cu Eturia, credeți-mă pe cuvânt că este, deci este pe lista mea de to-do in a lifetime. Adică trebuie neapărat să ajungeți măcar o dată în viață în Kenya sau în, în, în Kenya, dar bine, acum am văzut la Eturia și Namibia. Deci stai rămâi pe subiect. De ce? Da, de ce de spui ce? asta? Adică de ce once in a lifetime? De ce? Pentru că ești înconjurat de o natură luxuriantă, deci vegetație luxuriantă și ai posibilitatea în acele safariuri să vezi animalele sălbatice trăind în habitatul lor natural. Deci le vezi cum, efectiv să vezi lei, să vezi uh, uh, elefanți, girafe și ce am mai văzut, mai nu mulțe, știu. Mai multe, practic. Uh, peste tot, da, da, adică wild nu, dogs uh, de toate. E o bucurie, înțelegi? Bun, dar asta poți să fantastic. le vezi și dacă te duci de unul singur, nu? Te organizezi, îți cumperi biletul, ei. Care e problema? Adică, de ce? O, păi păi, sigur, noi mai... suntem găzduiți aici de turi, le mulțumim foarte mult, sunt foarte drăguți cu noi că ne dau voie să spunem toate lucrurile astea. Dar de ce ei? Adică, serios, care eu n-aș merge singură în anumite destinații, pentru că, uite, de exemplu, și eu și Carmen, în timp ce eram în Kenya, am primit o grămadă de mesaje și de întrebări, cum că, da, să cu fac vaccinul, da, este periculos, dar eu am intrat și am văzut acolo pe site că MAE, Ministerul Afacerilor Externe, spune că nu trebuie să mergem în Kenya sau nu. Deci, în momentul în care alegi să mergi cu o agenție, uh -huh. ai totul asigurat, ai uh, siguranța că uh, absolut totul este atât de bine organizat încât tu, ca turist, nu ai Niciun stres, nicio apăsare, trebuie doar să te relaxezi și să te distrezi și să te bucuri de, de circuite care sunt foarte bine gândite. Mm -hmm. Ghizii sunt foarte bine aleși, resorturile sunt foarte bine. Sunt căutate și alese cu grijă. Activitățile pe care uh, alegi să le faci uh, sunt la prețurile cele mai bune pentru că o agenție când negociază, negociază la volum și atunci prețurile sunt mult mai bune uh -huh. decât dacă m-aș duce eu de una singură și aș începe să caut tot felul de site-uri și site-ulețe, ajung chiar. acolo și cine știe pe mâna cu in cap. Dar e un concept care se cheamă share cu prietenii? Ați fost așa? Ați încercat să mergeți, să vă organizați Încă cu prietenii? Nu. Da? Încă nu am fost, okay. dar apropo de ce spunea Dana, vreau să completez... Uh... Exact cum spunești, în anumită destinație, este important să mergi cu o agenție, pentru că ei îți oferă absolut toate informațiile. Și ceea ce făceam noi, cu cei care ne urmăresc, nu făceam decât să transmitem ceea ce noi am învățat de la agenție mai exact. departe către uh, urmăritorii noștri. Pentru că, în momentul în care mergi într-o astfel de, de țară, n-ai cum să-ți organizezi transportul de la un hotel la celălalt și să ai o experiență completă. Dacă vrei să te duci de unul singur și să stai 10 zile într-un resort, nu poți să spui că ai vizitat Kenya. Uh -huh. Dacă vrei să te plimbi toată țara, să faci și safarii, să mergi și la plajă și să faci toate lucrurile acestea, ai nevoie de un transport de colo-colo. Plus că... Sau poți să pleci cu un rucsac în spate, nu? Ca studenții și să folosești Bine, transportul dar pentru asta local trebuie și... să fii îndrăzneț, trebuie să ai un curaj de nebun și, și să nu ai își ca noi un da, Dar, este și asta un fel de acălătorie. Eu nu, da. Zic, da. nu zic, nu Dar pentru persoanele care E mai, care e mai Exact, nu exact. ai confortul necesar. Și întotdeauna există totuși e neprevăzutul, uh -huh. da. Deci, eu de exemplu, eu nu, eu nu pot să-mi aleg cazarea de exemplu de pe Booking sau Airbnb, pentru că de fiecare dată am auzit și de la prieteni că în poză e ceva și când ajungi, realitatea e cu totul altceva. Ori eu dacă nu chiar prin, de fiecare ajung printr-o așa așa dacă da. eu ajung printr-o agenție, într-un hotel și nu-mi place ceva la camera respectivă, eu știu că agenția îmi schimbă camera sau îmi face un upgrade sau se întâmplă ceva uh -huh. ca să mă mulțumească, da? Când fac de una singură, pot nu doar să-mi trag una în falcă de fraieră ce am fost, nu? Dar atât, adică mi-asum eu toate greșelile. Uh -huh. Așa? Eu stau liniștită. Bun, există, sunt, am și eu prieteni care au ezitarea asta de a se duce în destinații exotice, le place să facă turism, să călătorească, să vadă, dar totuși poate că e prea departe, n-am fost niciodată, poate că cine știe mi se întâmplă, nu știu ce. Ce le spuneți celor care ar fi poate tentați să se ducă în Sudul Africii undeva, nu? În Namibia, să zicem, în Kenya sau într-o țară din Asia, nu chiar atât de des vizitată. Da. Ce le spuneți? Cum îi încurajați? Dacă ar fi să, Dacă ar fi să vină cu voi, ce le-ați zice? Păi, n-au fost niciodată noi, Noi, mi frică, noi da? două, din câte știu, am foarte, mult, foarte multe prietene care, efectiv, după excursia noastră, au plecat și Dan are la da. fel, pentru că s-a văzut cumva pe noi vibe-ul pe care l-am avut acolo. Și eu vreau să spun că eu, aveam, eu am un top 3 întotdeauna al destinațiilor în care am fost. pentru Datorită vibe pe care l-am avut. Nu pot să spun că este o țară mai frumoasă sau mai urâtă. Da, ci pur și simplu unicitate. al vibe și al oamenilor și <coughs> al experiențelor. După experiența din Kenya, am trecut-o în top 3 destinații de suflet. Pe lângă ea există este Bali și Panama pentru mine. Panama? Da. Mamă, ce tare! Da. Am fost de 3 ori în Panama. Ok, de da. ce? Ce, Eu, ce e în Panama? Da. explică Ce mai e prin Panama? E, acum tu în Panama. Vrei să ne știi ce <laughs> Ce mai zine de Panama? Ce uh... se întâmplă? Ce ai văzut în Panama de te-ai dus de 3 ori? Bine, are am am legat niște... Nu, nu, nu. Prietenii aceștia mi-am făcut prima dată când am plecat în Panama. Iar acum. Au niște pălării? Acum așa. o lună și ceva am fost la prietenii mei care, într-adevăr, români, care au o casă în Boca del Toro. Dar, la fel cum spune și Dana, în Panama este o vegetație, mai ales în insule. Plus că ai și Oceanul Atlantic și Pacific. Dacă pe un, la unul plouă, te muți imediat pe coasta cealaltă. Adică, poți, clima este foarte interesantă. Nu știu să spun de ce, dar. Vibe-ul pe care l-am avut în primul trip m-a făcut să mă mai întorc de două ori. Uh -huh. Și asta îi spuneam și Danei. De când uh, îi spun iubitul meu, zic: Trebuie să mergi și tu în China, trebuie să mergi și tu în China, trebuie să vedem și parcul acela, și parcul acela. Deci este ideea de a mă întoarce, de a mă întoarce din nou la acel sentiment. Uh -huh. E. Și nu pot să spun că sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le revăd da, Ești da, genul, și, stai și, puțin, stai puțin, da. ești genul, imediat fiind și da, da, stai nu, așa, că e greu aici, a a trebuie că ținută, că trebuie că ținută că disciplină, că... adică... disciplină Stai, stai, stai Aia e. Ești genul care se duce de multe ori într-un loc nu. sau am fost odată, pe nu. asta am văzut hai să vedem altceva Pentru că eu am o teorie, vreau să văd măcar o dată în viața asta fiecare țară La ce număr ai ajuns acum sunt la 47. Da, am o aplicație în care îmi notez. Da, cum se cheamă aplicația? să îmi spui care? cum se cheamă, da, că vreau Mar și aplicația Marco Polo, ceva Marco Polo. de genul. Da, da, da. La tine Are care azi. sunt primele trei destinații? Destinațiile favorite. Ok, s-au schimbat așa pe parcurs, A, dar în top 3 pentru mine am și eu Kenya, da, tot acolo, mi-a plăcut prea mult. Uh, Sri Lanka, pentru că este și leagănul copilăriei mele și oricum este o insulă absolut superbă. Îmi, îmi pare rău că în această Revoluția perioadă, acum, în această perioadă, nu din cauza lor ci din cauza climatului politic și a războailor și mă rog ce se mai întâmplă în lumea asta, uh, ei acum suferă foarte mult, economia suferă foarte mult, dar pot să vă spun că este un popor foarte relaxat, foarte calm, uh, iubitor al frumosului, ei nu, ei îndrăgesc animalele, natura, uh, sunt budiști, adică au religia asta și hindusă și budiști, și de la mâncare la vegetație, deci floră, faună, cât cuprinde temple budiste, deci ai de toate. Oceanul Indian pe care eu-l ador, dar, așa cum ți-am spus, este și țara în care eu am copilărit, pentru că nu am fost ambasador acolo, și deci pentru mine e așa, la Cora Ai zis de mâncare, Sri Lanka, minunată. Care este felul de mâncare pe care trebuie să-l încerce cineva care se duce în Sri Lanka? E genul de mâncare cum este cea indiană, deci orezul cu cari. Astea sunt. Deci ușor condimentat exact, dar dar pot să vă garantez că acolo veți găsi uh, fructe de mare, adică creveți și lobsteri, homari, okay. prinși în ocean, da, deci uh, super proaspeți la niște prețuri incredibile. Adică eu am mâncat, eu am avut da doi lobsteri când m-am dus acum cu sora mea în Sri Lanka chiar anul acesta, doi lobsteri gigantici și am dat 25 de dolari. Uh -huh. Adică okay. nu există Dar așa ceva. Un lobster vii. în Franța e vreo 300 de euro. Adică... <laughs> De fapt, atât frumos. am dat și în Kenya când ne-am luat și că ne-am luat noi 50. Două un platou, În Kenya a fost 50, a, dar două... au fost și fructe de mare, așa au fost și e. creveți, ne-a venit tot așa un, un platou. Absolut da. super. Sunteți genul când călătoriți, vă uitați la prețuri? A, tocmii, sau... Evident, că nu suntem milionare. Ne distrăm da. și acum spargem toți banii nu, și asta nu nu e pentru asta trei. Banii. Nu. nu, nu. Suntem, ne place și să experimentăm anumite lucruri, dar bineînțeles că avem și un buget pentru fiecare uh -huh. destinație, iar apropo de ce am făcut noi în Kenya, noi am mai încercat să mai mergem și în anumite locuri, ne-am mai luat câte un taxi, am mai plecat puțin din resort să mai experimentăm noi așa și, și a anumite fost foarte sigur, foarte sigur foarte frumos, oamenii foarte... deschiși, primitori, ne zâmbeau ne... la un moment dat am intrat și în casa unora și ne-au dat vino, vino, da, vin, de vin, palmier, da, vin de palmier da, vin de palmier, nu ne-am dus uh. la barul din sat, era barul din sat da. Și am, Ați am fost am avut? la barul din sat da. în Kenya, două blonde. Da, da, da. Mm -hmm. okay. A fost Ok. <laughs> și și ne-au dat, am cumpărat o sticlă, bineînțeles. Că Ați era... fost singure la barul din sat? Nu! Da, cred. Cred. Nu. Am avut un ghid. Cine era? Turliderul de acolo, de la yeah. tur ah, vostru acolo. Da, ah, okay. A fost unul dintre dași. Da. -am, da. am luat noi pe cineva, am zis vrem o mașină separat și ne-am dus noi să vizităm Foarte un stat în care erau, erau tipii kenieni nu erau amestecători Uhum. Asta ne-a explicat uh, ghidul respectiv. Am vrut să vedem și cum trăiesc oamenii uhum. mai. Uh... Și cum trăiesc. Simplu, simplu. Dar sunt fericiți. Da. Adică, chiar dacă îi vezi stând în niște, nu știu, căsuțe cu chirpici și cu, știi, sau, de exemplu, ei stau pe jos, efectiv, pe pământ, le place să stea relaxați, îi vezi tot timpul cu zâmbetul pe buze, lucru, pe care îl vezi și în Sri Lanka. Așa e. Același lucru. Și, apropo, de top 3 stai că n-am terminat, ți-am zis doar două. două al treilea da. este Brazilia. Brazilia. Același lucru pe care l-am întâmpinat uh, și în țările acestea, uh, uh, oamenii sunt Bonomi, așa, adică sunt, sunt foarte fericiți chiar dacă vezi în favele acolo că trăiesc în sărăcie, dar îi vezi pe plajă cum stau relaxați, încep să danseze, te duci la salsa, la astea, la, deci ai, ai bucuria asta de a te de simți trăi... tânăr, liber, lipsit de orice prejudecată, deci eu când am împlinit 50 de ani mi-am dorit foarte tare să fiu la Rio pe plaja Copacabana cred. fix asta am făcut. Da, da, da. Fix asta am făcut. <gri> okay. Și m-am simțit eliberată de absolut toate cum prejudecățile. Cum nu știu cum facem. Cum facem? Facem bine, uite, ne organizăm bugetul. Știm nu, la asta, asta mă vine. refeream, a, la asta, asta a a <gri> ceva. Da. Dar o călătorie, bună, ok, dar o călătorie, să zicem, o călătorie de succes, care îți rămâne în inimă. Știi, una care zice, băi, ce mișto a fost, aș vrea să mă întorc și mâine acolo. Ce trebuie să aibă? Care sunt caracteristicile? Cu ce rămâi la final? <laughs> nu știu ce să zic, adică... Alege o destinație care ți-a plăcut foarte mult și gândește-te, ce care sunt lucrurile care m-ar atrage întotdeauna, cu ce am rămas. Asta spunem că toate aceste trei destinații pe care ți le-am zis, care sunt preferatele mele, au ceva în comun și anume vegetație. îți plac plantele multe? Da, la mine o cealaltă. Ce zici de asta natura, de aici? Dar nu, hai, să, hai să, să, să zic o chestie pe care am experimentat-o în Kenya. Ai multe în... plante în casă? Nu, ai, nu, chiar deloc și nu le îngrijesc. Tot mai întâi aia cred că îmi place natura. Da. <laughs> da. Da. Îți place să ai plantele în mediul lor natural, da. adică nu tăiate, da. nu ciopărțite, nu băgate în... Deci nu mâncarea, în... nu distracția, da. nu cluburile, nu... Eu nu, Ei, mai cu Bine, nu cluburile, acolo Şşşt. mai nimeri. Nu, dar stai să te explic, apropo de Kenya... Apropo de Kenya, uh... Am simțit o chestie pe care Nu am simțit-o în multe locuri Eram cu Dana și cu ghidul nostru Mergeam în Savo West, în safari Și am tot, bineînțeles că am făcut La 700.000 de poze Și nu pot să vă spun câte poze am făcut Am avut un aparat cu o așa Și eram în continuu în picioare pe scaun Și Dana filma eu poze Deci avem o arhivă impresionantă Nici nu am apucat să postez tot Și la un moment dat m-am potolit cu pozatul Și am doar am admirat Și vreau să spun că stiam în picioare Și mergeam prin safari Și am intrat într-o stare de meditație profundă. Corpul meu nu știu, s-a relaxat dintr-o dată, am experimentat o stare pe care nu am experimentat-o nicăieri altceva. Dar pe care lei n-au sesizat-o. Nu era Nu acolo, le acolo niciun, lei. Da. Și nu pot să spun că am experimentat nicăieri această stare. Uh -huh. Deci acolo a fost singur moment în care efectiv am simțit că m-am conectat cu natura Punez. la nivel profund. Păi da, pentru că se spune că oricum da. civilizația noastră, adică omul da. se trage de pe continentul african. Nu, că tot acolo, în Kenya, în așa. cealaltă parte. Așa, unde așa am fost, pare. N-am fost! În unele Asta locuri. Asta echipa de la <laughs> N-am fost peste tot! Trebuie așa. să mai vedem marea migra migrare trebuie. din Serengeti către Masai Mara. Aha. Aha. Și trebuie să ajungem pe partea cealaltă a Keniei, unde s-au găsit oase de animaluțe și de de oameni homo sapiens, cele mai vechi din lume. Aha, n-am fost! Da, și ce am mai făcut, am fost la Masai și am dansat amândouă cu Masai ah, ce și ne-am filmat. Ați sărit? De ce așa? Da. Boing, boing, boing. Am da. făcut, am făcut, bineînțeles. <laughs> Ghidul nostru avea și el traseul nostru, zic noi mai vrem un pic un ocol pe aici și noi mai vrem un ocol pe aici. <laughs> Săracul, l-am terorizat. I-a plăcut lui David cu noi, trebuie să recunoaștem, a fost super încântat, da. ne-a povestit o grămadă. Sunt foarte drăguți, le da. place să le, pl le le place foarte mult când își văd uh, turiștii fericiți. Uh -huh. da? Și e o onoare pentru ei, e o mândrie, e o bucurie să vezi că oamenii care vin în țara ta văd aceste lucruri frumoase și atunci ei ar face orice pentru tine, știi? Uh -huh. Și a, 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 ăsta este vibe-ul pe care cel puțin eu îl caut când, când ai întrebat exact. cu ce rămâi, cu chestia asta rămâi, știi? Că oamenii de acolo te-au acceptat ca fiind. Ca, ca ei, știi, că ești acasă la ei, te-au acceptat în sânul lor și îți oferă absolut tot ce este mai bun din, uh -huh. din, din țara lor, din tradițiile lor și a, asta de fapt, eu asta caut, nu știu. În încurcături intrați? Ați mai intrat din când în când așa, ceva în încurcături? încurcături? Da, încurcături lucruri de astea. Nu. Am pierdut aia, oliu, am ratat-o pe cealaltă, vai ce am spart aici, ce am făcut nu, cu când asta. am fost singura am întâmpinat, când am fost <laughs> prin agenție, apropo de agenție, n-am întâmpinat. Ce că rezolvă ei. Da. Nu, dar nu mi s-a spart mașina, nu mi s-au furat. Ai drăbută? văzut? Nu s-au pierdut bagajele? Mi s-au spart da. mașina. Șopârle no, în no. Dormitor, no. nu? Nu, nu avem. No. Șopârlele a în dormitor, să... șopârlele. Eu în Zilanca aveam șopârle peste tot pe perete, si? Exact. Sunt șopârlițele și, alea mici. Și noi aveam în România șopârle gecko, tot așa. Gecko, erau gecko, șopârlițele alea mici. da. În ce sunt bune? care stau pe pereți și care mănâncă insectele. Și știi ce faci, nu? Le chemi așa. Asta nu știu. Asta nu știu. Și pe urmă iei un băț, în fi, în o muscă. Și îi dai șpor, să pape. Și urmă așa să pape și ata pe viață. Aha, aha. Și da, ia gecko, de -apără. da, gecko, Da, gecko matură așa mai mare, care știi cum face? Nu știi? Nu. Nu. A -a -a -a. Nu, nu, nu. Măi, apropo de animăluțe simpatice și Apropo de animăluțe simpatice Lasă că, de exemplu, în, în, Maldive Noaptea auzi păsări care fac și wow! 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 Și superb! Adică, și când să urci. Să vă simțiți în nesiguranță, în vreo mm. destinație, undeva? Mm. Nu, serios, serios. No, chiar nu, chiar deloc. Nu. Și eu am nu. făcut multe, să știi. Dana, poate mai așa de o să mai nebună pe călătorie. Poate adică... că nu ți-ai dat seama? Mm. Nu, am trecut munții. Poate ai aflat după aceea de la localnici că în zona aia n-aveai să caut? <laughs> am aflat, da. Ai, adică ai aflat, am, nu? Tre am trecut munții noaptea prin Panama cu mașina cu sora mea. Am traversat Costa Starica singură noaptea de una, deci din San Jose până în uh, Playa del Coco. Că nu știai sau nu te-ai interesat? Adică că nu, nu știu că e o problemă? Mi La mine e confortul în primul rând. Adică îmi place da. foarte mult să, să intru în miezul mm -hmm. destinației respective, dar totuși să am această siguranță. Înțeleg că nu are rost să vă întreb cort sau cinstele. A, poate ia cort. Da, B eu nu. La mine Există, cortul există nu. locuri, există locuri în există care stai bine, la șampurile. Da, da, da. Am de stat de păi, uh, Am stat de curând în Toulouse mie am fost e... într-un glamping. În glamping. Glamping, adică corturi experiențe la camping <cute> de lux. Mie, deci și cu niște eu... -astea cu toaletă în fundul curții. Yeah. Eu uh, încă n-am ajuns -și improvizat. în. Eu n-am ajuns am uh, ai văzut Iordania. Iordania ai văzut este iar o țară în care am fost de vreo patru ori și am fost în deșertul Wadi Rum care este absolut super, zici că ești pe Marte, pământ roșu totul e dune, de nisip roșii și acolo e un glam camp adică acolo sunt da, niște da, da, da. igluri așa, mm -hmm. niște corturi st stil iglu uh, transparente și vezi cerul, cerul înstelat și în interior sunt numai carpete de astea persoane e pe wishlist ce aveți pe wishlist? Da. Mm -hmm. multe, hai să de vorbim de despre asta da, zi. eu am început hai. să bombă deci deja. eu vad, uh, Uite, fiate, pe, stai da, așa. e prima, prima chestie pe care o să o fac, Cuba ca ah, propunere, da. ne-am întâlnit mai devreme Iulie Iulie Da Da Cuba da. pentru, pentru mine mero. este pe wish list de foarte mulți ani Și înainte să înceapă pandemia am pierdut o vacanță Trei săptămâni uh, Cu încă patru prieteni de ale mele Apropo de share, share trip. trip Da, share trip Da uh, În, uh, în uh, Vietnam paică, În Vietnam și Cambodgia. În scăpat. scăpa scăpa <laughs> <laughs> Nu mai <știa> să zic <laughs> Și era era superb traseu și tot și tot și tot. Uh -huh. Da. Uh -huh. la da, la mine wish. Cuba, sper Cuba. să plec <laughs> uh, <laughs> pentru că e un circuit care se întâmplă acum, dar am zis că e full, mă rog, eu sper să plec pe aripa avionului. În Cuba în august, pe 19 august. E un circuit uh, condus chiar de iulicari și uh, mie mi îmi place genul ăsta de uh, circuit cu grupul, pentru că fiecare om are o altă stare, un alt vibe, are, și adică fiecare asta? are o altă emoție. Și în momentul în care eu am emoție și ceilalți au alte emoții, băi, deci simți că trăiești mai intens. Aha. Bine experiența intericte. respectivă decât okay. când ești singur știi? păi da, pentru că unul observă ceva, celălalt altceva și atunci tu zici, wow, da, așa e, au dreptate știi? și plus că e distracția asta, gândește-te cum e să-ți să, să bei un mojito pe plajă acolo în Varadero sau mai știu eu pe unde și, nu, deci nu, și să dansezi pe stradă, eu am fost, de exemplu, la Miami în Little Havana, da, e o zonă acolo, da, cu da, mulți cubanezi și, efectiv, eram pe trotuar, și era un bar deschis, și oamenii, puhoiul de oameni erau deja ieșiți pe stradă și dansau. Adică, mie asta mi se pare cea mai mare uh, bucurie da. pe Uite, care vă zic eu, trăiești. niște destinații. Dacă nu ajungeți în Cuba. Așa, nu. Vara asta sau la toamnă. Pentru o super experiență, am așa. Madeira. Am fost. Indonezia. Eu -am, o, am trecut super. <laughs> Perla o, Oceanului Atlantic, da, este superbă. Nu am da, dar da. O a... am văzut niște filmări. Mm -hmm. Blajă, nisip, negru. Da, Fo M a plăcut mult super. acolo. Ai fost cu Adina, cu Adina Halas. A, da, fost, da, da, da. Madeira, Indonezia, Thailanda, Mexic, Seychelles. E vreun loc din ăsta în care nu ați fost? Mexic. În Mexic și Seychelles. În mm -hmm. Mexic am fost, dar Ce vă în... atrage din astea? Că sunt destinații noi, da. și că vrem să le bifăm da. și că sunt absolut superbe și știm, avem prieteni care au fost acolo și ne-au spus că e paradis. Bineînțeles. Pentru mine, fiecare țară nouă în care mergi este o altă experiență uh -huh. și atunci vrei să trăiești fiecare experiență din asta. Nu contează că e mai săracă, că țara e mai bogată, care are un anumit tip de oameni. Fiecare cultură te învață ceva. Uh -huh. Absolut. Și apropo de asta, uite, pe wishlist-ul meu mai este și Peru. Peru Da, da. și Bine poate înțeles. prind un peru într-un circuit cu răzvan uh, Pascu. Am auzit da. că -am da, și răzvan. jos în Argentina, la Cercul de Foc acolo este superb. Da, nu eu am fost aia. la Iguazu. Și eu la fel, la no. Cascada Iguazu, deci, care ce este... E la Iguazu, dragă? E, e o cascadă. Iguazu e o no. cascadă care, uh, deci, efectiv este, uh, curge și pe partea Argentinei și pe partea Braziliei, deci este, este superb. Și uh, nu duci... este o simplă cascadă. Nu Este un întreg parc natural și... Da. E... Uh, trei sferturi se află pe partea argentiniană Iar un sfert pe partea okay. braziliană Dar dacă te duci pe partea braziliană și vezi Toată partea argentiniană este ceva de vis uh -huh. Poți să mergi cu elicopterul Te duce cu elicopterul până deasupra Saltului principal la Garganta del Diablo Și este ceva uh -huh. Și să mergi Dar cu barca cu... pe am fost sub, până sub Am fost ah. până sub da, uh, și, eu la fel. și am fost prin toată Super. jungla respectivă Cu un uh, jeep din acesta A fost senzațional okay. da. De mâncat căutați mâncare Sau numai experiențe deci eu sunt genul care pot să mănânc un sandwich din geanta și să mă plimb non Și eu la fel, nu prea stau nu, pe la restaurante, ba da, ba da, ba da. să mă relaxez în care și de stradă sau restaurante, farfuria? da? Depinde, și, și? depinde. Și, și? Pe zi mai de stradă, seara după ce am explorat și suntem așa, vrem și ceva mai exclusivist, să stăm, să ne relaxăm, să bem un pahar de vin... Uh -huh. Apropo de vin, Dana, m-am învățat să beau vin roșu. Da. Okay. Ea este vinovată. Eu nu, eu nu o să uit din, din Kenya pe care am mâncat împreună pe malul da. oceanului și a fost așa, așa frumos. Deci o, o mare, o mare bucurie. Următoarea destinație? Că tu am, că înțeles, -am vrei zis, să ajungi în, în, cum, să ajung în Cuba, dar Cuba. dacă nu, adică bun. Nu că dacă nu. Vrei, și aia, dacă gata, da. deci da. am înțeles. E, și la tine tot da. Cuba. Uh, vreau în iarnă, dar nu acum. Vreau prin decembrie să merg în Cuba. Mm -hmm. uh, dar acum plec joi. și Următoarea ar mai fi de ziua mea, poate în septembrie, să mai explorez ceva, dar încă nu sunt sigură. Hai ce ai zi două, trei la care te gândești și de ce? Uh, păi, unul dintre ele cred că ar fi o variantă și de state, deși nu este neapărat natură dar mai am eu câteva locuri pe care vreau să, să, le, să le vizitez în, în state și, și New York îmi place. Dintre orașe sunt câteva care îmi plac foarte mult. Barcelona, New York. Și nu știu care să zic pe al treilea loc. Am câteva variante, dar astea două sunt, cred că, favoritele mele. Din Europa, clar, Barcelona, și din America, New York-ul. Uh -huh. Și atunci, nu știu, dar mai am câteva. și vreau neapărat un weekend la Praga. Nu am ajuns încă să văd Praga. Uh, și este doamne. pe Wishlist de șapte ani. Eu am fost de două ori să nu te duci în iarnă eu am făcut revelionul acolo și încă o dată am fost prin februarie martie și mi-au clănțănit dinții de frig dar într-adevăr e un oraș frumos sunt mulți în care s-au păcălit cu revelion în zona Viena, Praga, climă continentală bine, mulți merg pe ideea că sunt târgurile alea de Crăciun care e foarte haioase uite, Laponia iară este într-adevăr foarte frumoasă Da, eu am primit cadou Laponia de ziua mea aici cu ceva ani în urmă și am plecat în ianuarie Marie și la fel, adică am înghețat bocna, Adică mie, dacă nu am confortul mie îmi place la soare și la mare. Dacă mă bagi undeva în munți cu zăpadă și chiar și cu reni, mai terminat. Adică e frumos, dar e odată. Adică odată mă prinzi acolo, a doua exact. ori mă mai prinzi. Și apropo de New York, prima dată când am ajuns în New York, era de Crăciun, într-adevăr, spectaculos tot. N-am nicio poză, eram în vânătă în toate, un... <laughs> Frig, crunt da. și o aglomerație. Te și am zis, bine. următoarea dată pentru mine la New York o să fie în mijlocul verii și a fost fix pe vezi? 4 iulie. Nu, dar vezi că vara este cald și umed. Vezi? Pontează. Trebuia să Acolo faci ne place. ca mine. <laughs> Un circuit pe care l-are și Eturia. Triunghiul ăsta superb. San Francisco, LA, Las Vegas, baby, cu Grand Canyon și cu San Diego. Deci... Ala e! mai călătorii și pe la prieteni și pe la rude, atunci și nu prea le mai lege. Bun, am la final am cinci întrebări pentru oh, voi, God. scurt. Uh, A reușit să, să măcar cinci întrebări să pun și eu? Deci, hai, pe rând, cine până cine până. vrea să fie prima? Nu știu, ia că e mai mic. Ia, Carmen, ce trebuie să aibă un oraș ca să te îndrăgostești de el? Arhitectură și oameni frumoși. Da? <laughs> Adică uh, nu poți să spui. Da, nu. Zi, arhitectură și oameni frumoși. Păi nu. Da, o arhitectura, da, mie îmi place, într-adevăr, mă uit la clădiri, mă, străduțele, uh -huh. tot așa, trebuie să fie cluburi? frumos. Nu, cluburi nu. nu. În oraș. Eu nu la la mine poți să pui și e, ni, decât niciodată. în Miconos. Okay. <laughs> Eu intru peste tot. Dana, avion, tren, mașină, vapor, bicicletă? Avion. Avion, întotdeauna. Avion, avion și mașină. Avion. Îmi Mi, place foarte mult să conduc. Eu sunt maniacă cu condusul mi îmi place să fac road uri foarte mult. Ok. Da. Unde e de mers vara, unde e de mers iarna? oh, doamne. Atâtea destinații, nu știu în ce de să una încep. Una și una. Fă o recomandare. Celor care păi iarna trebuie. ar fi fain să mergeți în, dacă vă place căldura, bineînțeles, alegeți o destinație caldă. Um... Și eu unde am mers iarna, apropo de țările acestea din America Centrală, Costa Rica, Panama și, bineînțeles, la schi, în partea de Viena, în partea de Austria, Franța, Italia. Schiezi? Da. Ok. Da? Nu. No. No? <laughs> <laughs> nu schiez, nu uh, patinez, dar eu nu La baza pârtii este întotdeauna. O cabană cu vine, șemineu. Și Nici vine. măcar eu, aia și... nu-mi place. Hey, nu, cât de cât. Da. Ei <laughs> mi- place frigul deloc. Nu-mi place, da. <laughs> deci unde-i nu... de mers vara, unde-i de mers iarna? Păi, aș alege o destinație în care poți să mergi și vara și iarna. Adică, ai putea, de exemplu, un Dubai, că Dubai. este pe, pe placul românilor și e destul de. a început să fie destul de accesibil. Sunt foarte mulți români care își cumpără și case pe acolo. Adică, la. așa. Deci, Dubaiul, care este oarecum la o aruncătură de băți. Um, Egiptul îmi place, Iordania Dania îmi place foarte mult, Maroc mi-a plăcut. Dar nu m-aș mai duce a doua oară, adică l-am bifat și asta e, nu m-a impresionat atât de tare. Deci, cam, cam asta ar fi. care e durata ideală a unei călătorii? 10-11 zile. Da. Cam așa. Da. Minim, adică da, o săptămână minim, se pare dar... prea puțin. Da. Dacă te duci 10 zile e mai Deci, bine. eu de multe ori vreau să zic că au fost destinații în care puteai să mergi cu charterul, și știi că charterele urile mă rog, mai pe destinații mai scurte, erau de o săptămână. Adică da. stăteai o săptămână, te întorceai. Și de fiecare dată, eu și prietenul meu și alți prieteni ne gândeam mai cum putem să vorbim cu agenția, să ne lase locurile pe celălalt charter, să stăm două săptămâni, știi? Deci, aici ar să mai lucreze agențiile, știi, să ne lase posibilitatea să facem, ori o săptămână, ori două. Când eram da. mic mergeam cu părinții la mare, evident, și Noi. am prins vacanțele, erau de aproape o lună. Erau o serie avea uh, 24 de zile, La da, un moment dat, s-au redus, au tăiat în două și toată lumea era foarte nemulțumită că seriile pe care le primeai de la sindicat de unde primeai erau 12 zile. În 12 zile nici n-ai timp să te obișnuiești, vorbeau și pe plajă. Nici fost. nu te bronzai, nu te bronzezi în primele bronzezi. trei zile, dar pe timpul ăla soarele era mult mai drăguț, da, așa, era mai, mai calm, Eu mai prietenos mergeam. și da. de-abia în ultimele două zile prindeai culoare. Da. Deci eu mergeam cu ai mei părinți, stăteam la cort. Apropo de că stăteam, după care mă întorceam și plecam cu bunicii care erau cu sindicat și mergeau și stăteam la hotel. Da. <laughs> exact. Deci eu am binat cortul și hotelul de când da. era eram mică. Mi sau mergeam de trei ori la mare, până, adică, atunci când eram student, mergeam, mă rog, în prima de facultate, după s-au prins părinții că nu mergeam odată pe banii lor, după care pe banii mei și după care cu prietenii și strângeam sticle goale de pe plajă, le vindeam garanție, 2 lei și mai stăteam la cort cât puteam să stăm. De obicei cam 5 zile, 6 zile, în funcție de ploile pe care le prindeam în septembrie. Vezi la ce inventiv era pe vremea aia? Ca să nu, acum aici? suntem inventivi dacă vrem să călătorim. Noi, cărătorim. copiii din ziua de astăzi, sunt la fel de inventivi da. ca și noi? Da, eu cred că da, se da? descurcă, da. Și cum să spun acum? <laughs> acum mi se pare, mi-aș dori să am acum 18 ani da. Știi, să termin liceu să intru la facultate să nu mă pasc armata și să fi strâns în liceu bani ca să plec în lume și să călătoresc cu un rucsac în spate și cât în lumii. o lună, nu știu dacă în conjorul lumii, te costă totul să traversezi oceanele, dar altfel poți să mergi cu trenul, cu autobuzul, cu iamă foarte ieftin, ieftin și să dormi pe colo-colo și să deschizi mintea, da. și de văzând e, culturi noi, adică asta lucrurile astea e. Cred că toată generația tânără, deci toți tinerii ar trebui să, ar trebui părinții să îi împingă de la spate să călătorească pentru că asta îți mintea. Uh -huh. okay. E okay, și învățătura, și școala, dar una e ce e un citești mix. în manuale, și alta e când experimentezi pe propria ta piele cultura și civilizațiile și absolut toate lucrurile astea diferite, pentru că te debarasezi de foarte multe prejudecăți. Exact. Am și de dacă, curând da. un co, scuză mă că te întrerup, am și de curând un co care cea The world is not in the books, it's out there. Mm -hmm. Întotdeauna. Mm -hmm. Și dacă am ajuns la partea atât de serioasă a discuției noastre, să vă întreb care e băutura preferată. Cocktailul preferat? Oh, <laughs> Cocktail <-ul> <laughs> preferat. <laughs> Îmi place și mojito, așa. dar cred că îmi place mai mult pina colada. Pinia colada. Da, mojito. eu sunt un mojito. Bun. Mojito, pinia colada. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, <laughs> că ați venit la Eturia Giornezi. Vă doresc călătorii și experiențe așa. bune în continuare și să descoperiți multe lucruri, multă vegetație. Și, și Cuba Libre! Și Cuba Libre, <laughs> întotdeauna.